găsit între prieteni. Îl avem astăzi ca invitat prin amabilitatea prietenei noastre, Beatrice Mercado, președintele Asociației Junior Sport, pe primul român care a practicat multiple arte marțiale în România. Și încă ceva, timp de 16 ani domnia sa a fost antrenorul de karate al lui Valentin Ceaușescu. Acum este președintele Federației Române de Arte Marțiale. Îi spun bun venit domnului Florentin Marinescu și, desigur, lui Beatrice Mercado. Bun venit, bine ați venit între prieteni. Bine te-am regăsit, scumpo. Da. Mulțumesc mult, bine v-am găsit. Încă un invitat valoros pe care mă bucur tare mult că l-avem. Face parte din studio, mulțumită ție. Huge level al sportului românesc. Eu aștept de fiecare dată cu bucurie această zi ca să vedem pe cine mai avem ca invitat și iată-l pe domnul Marinescu astăzi. De-abia și Han Marinescu. Exact, și Han Marinescu. De-abia aștept să aflu povestea lui și Han cu 10 de ani și cu 11 de ani. Cu Dana Mistrate, astăzi ești 11, da. Maestre, vezi ce faci? Deja este, sigur, nu am depășit cei de 10 de ani, suntem cine la 11. Cine mai e ca dumneavoastră, nu cu 11? În acest moment chiar nimeni. Sincer, nu mai e, cine mai are 10 de ani? În România? Așa, în lume? Sunt puțini, în principiu, cu 10 de ani. Povestea Danilor, mă rog, este mai lungă. Începe cu, sigur, cu prima zi când intri într-un dojo. Și ajungi după ani și ani de zile la 10, niciodată nu te gândești la treaba asta. Nu este un... Adică nu-ți propui asta, măi, eu vreau într-o zi să... Nu poți gândi că vei ajunge la 10 de ani. Toți când, sau marea majoritatea celor care vin într-un dojo sau într-o sală de antrenament, că între timp dojo-urile s-au transformat în sală de antrenament, da. Își doresc să ajungă la centură neagră. Deci asta este, de fapt, țelul, centura neagră. Și după aceea, sigur că în momentul în care au luat centură neagră își doresc mai mult sau mai mult sau mai mult, mai mult. 10 de ani însă, pentru că întrebarea a fost de ce pe plan mondial, nu sunt foarte, foarte mulți, sunt suficient de mulți. Dar România nu. În România nu. În România chiar nu există, mai ales că problema acestor 10 de ani este, spuneam, mai specială, pentru că e pentru prima dată pe plan mondial când există trei mari organizații de jiu-jitsu. Cele trei mari organizații de jiu-jitsu au dat 7, 8, 9 de ani diverselor persoane din cadrul federațiilor respective. E pentru prima dată când cele trei federații mondiale mari și-au dat mâna împreună, au făcut o diplomă comună, au stabilit că să dea 10 de ani împreună, au dat 10 de ani, au venit președinții la București, cu excepția unuia care era bolnav în acea perioadă, au venit să o dea la București, să... a fost o onoare totuși, să... mai ales că era cu puțin înainte de pandemie, au făcut un efort să vină la București. Dar cum ai primit vestea asta? Hai că e impresionant. Nu, aș putea să spun, este exact cum momentele astea așa excepționale, te lasă, stai în exterior și te privești de vânăra în exterior și spui, bă, nu se poate, nu ești tu ăla. Pentru că mi-amintesc că aceeași trăire am avut-o când am câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, mă rog, ani de zile în urmă, sau Supercupa, dar mă rog, Cupa Campionilor a fost o chestie de excepție. Pe urmă, Supercupa a mers mai ușor. Să spunem că a fost preparatorul fizic și psihic al stelei, da? Psihologic. Da, din 85 până în 88 am făcut pregătirea psihofizică a echipei Steaua. Timp în care nu au existat accidentări la Steaua, nu-i așa? Da, asta este chestiunea la fel. Deosebită că timp de tren și jumătate. Nu, la Sevilla, bineînțeles. Iată. Ai fost acolo, deci îți dai seama ce înseamnă. Făceam parte din colectiv, din micul colectiv. Ne poți povesti? Nu pot să mă abțin, momentul de maximă trăire. Tu îți dai seama că eu în 86 aveam 2 ani și mi-aduc aminte perfect acea finală. Incredibil. Tata se uita la televizorul. Era stelist? Da, bineînțeles, a fost profil de performanță și stelist, da. Și mi-aduc aminte cum apăra Duc Adam. Și câtă fericire. Și vocea lui regretatul Cristi Țopescu, care a impresionat. Deci ca să vezi, la 2 ani mi-aduc aminte aceste lucruri. Sigur. Îmi dau seama ce a simțit domnul. Sigur, Duc Adam a finalizat, ca să spun așa, povestea aceea frumoasă. Dar este puțin greșit, după părerea mea, să spui Duc Adam a câștigat
cupa, pentru că, pentru că de fapt nu se ajungea acolo. Normal. Dacă echipa nu juca, nu se ajungea la prelungiri, nu se ajungea după acea lupta. Da, și de planetele s-au aliniat într-un mare aliniat fel. Să mă ierte Dumnezeu și să faci un asemenea record mondial cu atâtea penaltiuri. Uite, pentru că ați menționat de dojo, da? De, bă, acum se zice sală. Pe atunci dojo, un loc sacru, așa cum spuneți și dumneavoastră. Este un loc sacru, da? Și acum se spune dojo, dar există diferență foarte mare între un dojo, sală de antrenament. Asta cum este ideea. A fost când ați intrat prima oară într-un dojo? Ca și acum, intru la fel în dojo și se ridică fir cu fir, așa? Fir cu fir, așa, îl simt că se ridică pe mine. Am aceleași trăiri, dar n-am înțeles niciodată de ce, după atâția ani, când intru, primul moment, parcă sunt acel copil care a intrat și care rămâne fascinat de ce se întâmplă. Aveați 10 ani, nu, pe atunci, când ați intrat? Aveam 10 ani când am început și am avut o șansă fabuloasă că am ajuns pe mâna unuia dintre cei mai titrați, probabil cel mai titrat dintre cei care în acel moment predau judo în România. Erau 5 mari maestri, pentru că în perioadele astea în istoria judoului, sigur că s-a predat și jiu-jitsu și judo înainte de război, dar noi ne raportăm la perioada de după război. Și am ajuns în sala unuia dintre maestri care făcuseră cu un mare maestru japonez, cu Kawaishi Sensei la Paris, cât își făcuse studiile, mă rog, în lumea sportului fiind, era profesor de sport, a frecventat cursurile maestrului Kawaishi și a fost, evident, pentru mine o manicerească să întâlnesc un om deosebit, un pedagog deosebit, un tată chiar în ultimă instanță, pentru că pe urmă am avut o relație extraordinară cu ei. Mergeam des în familia lor, până târziu, chiar și când m-am întors în țară, ne vedeam destul de des. A fost un mare, mare maestru, iar pentru mine chiar a rămas și am semnat întotdeauna un maestru. Sigur că dacă între timp eu am... Pentru că asta noi nu... Noi, în general, pentru că fugim de la dojo către sala de antrenament și atunci nu mai avem noțiunea aceea de spirit pe care trebuie să o ai de... cel dinaintea ta, pentru că întotdeauna este cineva dinaintea ta care trebuie respectat, de la care ai învățat și numai faptul că ți-a deschis ușa, numai faptul că ți-a dat un pahar cu apă în ceea ce privesc cunoștințele înseamnă foarte mult. A practica acele sporturi în acea perioadă, te numeai, pe lângă că erai practicant de karateka, te numeai și ilegalist. Ca să așa spui. Este, da. Pentru că erau în afara legii. Dai seama, cu frica de a putea să faci și pușcărie, tu te duceai într-un dojo pe ascuns, exact ca ilegaliștii. Nu, e o poveste. Sunt oameni care se chinuiau să facă lucrurile astea, nu se află. Nu, deci istoria artelor marțiale din România e puțin diferită. Nu ne place și asta este evident că nu știai despre problema asta exact, fiindcă sunt mai mulți dintre cei care susțin că erau ilegaliști, pentru că nouă ne place să fim partizani, să fi participat la tot felul de... Tot din poveștile sportivilor știu. Da, e un mit, așa? Haideți să vă dau un singur, pentru că toată lumea știe lucrul ăsta. Gândiți-vă că în orice grupare din România, absolut orice grup care făcea ceva, arte marțiale, orice făcea, existau oricum niște informatori, existau unii care informau. Păi cum să crede cineva că informatorii nu spuneau mai departe că se face karate sau se face jiu-jitsu? Cum să crezi așa? Dar aparențele erau că nu erau voie. Aparențele, da. Pentru asta m-am referit. Deci tot ilegaliste numești. Dacă nu te turna nimeni, asta e altă treabă. Nu, povestea e foarte frumoasă, numai că istoria e foarte lungă, evident, și sunt foarte multe lucruri. Pentru că vă spun în două cuvinte, așa ca să, ca măcar din acest moment să știți. Da, da, da. Da, da, măcar, e o temă exact, care prământă exact, pe lume. Chiar e bine să, da, să știți. Ce se întâmplă? Din judo am început mai mult să practicăm și jiu-jitsu, pentru că era același lucru, era un judo văzut. Judoul este un, de fapt, este un derivat al unei arte marțiale, ci este chiar o artă marțială de sine stătoare, dar la alt nivel, un nivel elevat. Apoi, eu mă rog, am început să practic karate, am avut norocul, poate ghinionul, am avut să fiu primul practicant din România de karate, vorbesc. Asta se întâmpla în 1967. Au trecut niște ani de zile, au fost mai întâi o întâmplare prin 1900,
78, când s-au interzis în principiu practicarea karateului. A fost pe un film care s-a făcut, s-a difuzat, s-a arătat la televiziune cu armele care existau. Cred că ăla a fost Ceapuri, momentul în care... Ăla a fost primul moment. Da, și, da, cei și atunci care... s-a auzit, da. Domnule, nu e bine că tineretul țării să umble cu bețe, cu lanțuri, cu nu știu ce, să se lovească, tineretul comunist vorbim, da? Care băgăm idei în cap. A trecut ceva timp. Exact, a trecut, da, ceva timp. Am deschis primul curs oficial de karate, deci oficial, trecut în programa de învățământ aprobat de Comitetul Central din perioada aia, de karate la Universitatea Cultural și Științifică la cel mai înalt nivel. A fost curs de karate din 1976 până în 78. Pentru că lucrul ăsta de care am vorbit acum că s-a întâmplat în 78. Și atunci a fost relativ interzis. S-a scos de la universitate, dar i-au lăsat pe oameni să facă în continuare. Oamenii au făcut în continuare, s-a dezvoltat în continuare. Însă, din nefericire pentru noi, pentru toți, în 1981 apare în România mișcarea transcendentală. Mișcarea transcendentală, da, este adusă de către Anglia, de către zona engleză și folosită foarte, foarte mult de către spionajul englez pentru a racola oameni din România. Întrucât întâlnirile astea celor care făceau karate, mulți făceau prin parcuri, alții făceau prin diverse locuri, nu sunt cunoscute, nu știe nimeni de ce se duc ei în parc, de cum sunt. Sigur că sunt între oameni care spun mai departe poliției și celor raportează ce se face, dar nu se cunoaște exact esența. Și atunci se ia o hotărâre la nivelul CNEFS-ului, care era Ministerul Sportului, în care președintele din acea perioadă era generalul Dragnea, era președinte, Dumnezeu să-l odinească, că a murit și el ceva în... un an în urmă, îi întreabă pe toți, îi adună toți secretarii generali tuturor federațiilor, a tuturor sporturilor care existau și începe să spună sportul nu știu care, strigă sportul. Și se ridică secretarul general și spune, e un sport, așa, așa, așa. Sportul celălalt. Le strigă cum se făcea soarta. Atunci strigă, de exemplu, culturism. Nu exista federație de culturism. Da. Dar era Lazar Baroga, la fel, care a fost un mare specialist în asta, care era președintele federației, secretarul general al federației de haltere. Da. Și se ridică și spune, culturismul este același lucru pe care îl facem noi la haltere, se ridică greutăți, să ne facem frumos, să arătăm bine, să fim tari, să fim nu știu ce, nu știu, da, ia loc. Și lasă în pace, deci, culturismul. La mas strigă karate. La karate nu se ridică nimeni. Normal, ce nu se ridică nimeni, nu? Nu era nimeni acolo. Asta e chiar sigur, putea să ridice președintele de la secretarul general de la judo, se putea, da, ridica, da, să spună, da, domnule, este un sport. Dar el nu se ridică, că nu știa, era deja discuția aia, scandal, frica asta de a spune corect lucrurilor, știi? Da. Nu se ridică și atunci el trece karate, yoga. La fel, nu se ridică nimeni. Și la sfârșit dă o hotărâre, asta se întâmpla în 1982, dă o hotărâre prin care interzice practicarea yoga și karate în toate sălile și în toate locurile unde, care aparțineau de sport, de Ministerul Sportului. Se dă povestea asta, noi, eu personal, pentru că în perioada aia făceam cu Valentin, mă știam cu toți. Trebuie să vorbim și de acest Da, mă știam cu... aveam. Deci încep să sap și să fac scandalul de rigoare. Deci că... avea pile. Da, aveam pile foarte mari, e adevărat, recunosc treaba asta, dar pe muncă. Doamne, marea, dar faptul că făceai un sport trebuia pile pentru a face un lucru formidabil, dar asta erau vremuri. Eram în continuă șlefuire și de pile ai nevoie permanent și șlefuire, asta este ideea. Corect. Și fac eforturile necesare, vorbesc de mai multe ori cu generalul, explic generalului că a trecut greșit asta și o lasă moartă ei. Numai că ce se întâmplă? În 83, imediat, la, nici nu mai știu, mai... Oricum, la început, în prima parte a lui 83, sunt numit eu, oficial de către Ministerul Sportului, sunt numit reprezentantul artelor marțiale în România, coordonatorul artelor marțiale din România. Și mi se dă în sensul ăsta o delegație în care sunt delegat să controlez toată activitatea pe linia disciplinilor de budo, de tot așa de parte. Într-o zi când o să ne mai vedem și o să facem o întâlnire de genul ăsta, o să iau la mine niște hârtii să vedeți. Da, principiu vreau să ne înțelegem. Nu, dar zic, istorie, să vedeți cum arată hârtiile, că alea sunt... Sunt documente istorice astea, deci asta, practic. Deci asta există. Da. Și sunt numit. Și încep să controlez toată povestea din România, să văd ce se întâmplă, cum se întâmplă, să adunăm oamenii, să vedem ce sunt cu ei, ca în ideea de a face o federație sau o comisie pe lângă Federația de Judo.
Evident că chestia asta ține 2 ani de zile, între timp se fac echipe, să participăm, totul funcționează și după 2 ani de zile fac un memoriu către Ministerul Sportului, către CNES, pe care ei îl țin o perioadă, nu-i dau absolut deloc urmare la poveștii astea. Și atunci fac un memoriu către Comitetul Central, care există și ăsta. În 86 scriu Comitetului Central exact arăt situația artelor marțiale din România, a karateului în special, solicitând ca pentru buna funcționare a acestei mișcări în România, care era deja o mișcare foarte serioasă, cu multă lume care era implicată, să se facă o comisie centrală la nivelul CNES-ului sau să se facă o federație de specialitate. Ei, astea sunt perioadele corecte. Ori în perioadele astea de care vorbim acum, sunt o grămadă de oameni care au făcut, evident, arte marțiale și care, ce să spun, acum au pretenția în continuare, după ani și ani și ani de zile, că au fost... Îmi permis să fac o mică confidență? A fost o provocare, știam toate lucrurile astea, dar numai că am vrut să te provoc, să poți determina, să faci un pic de ordine, pentru că tânăra generație nu cunoaște lucrurile astea și trăiește cu o impresie greșită. Și bine ar fi ca lumea să știe că sunt lucruri dovedite. Sunt un fel de legende care circulă, și mă bucur că ne-a povestit. Mai ales că vă spun un prieten. Nu, emisiunea este între prieteni, așa că tocmai de aceea am permis. Între prieteni vă spun lucruri serioase și adevărate. Păi tot între prieteni, povestiți-ne și despre cum ați fost antrenorul lui Valentin Ceaușescu. Cum s-a cunoscut cu el, de fapt. Nu știam că, uite, Valentin Ceaușescu practica acest sport, karate. În anii 70, la începutul anilor 70, deci chiar în 70, eu am fost solicitat să fac pregătire fizică la nivelul Ministerului de Interne. Și am și făcut și tot ceea ce a fost special, ca să spun așa, direcția 5, apoi antitero, ani de zile au fost elevii mei, deci cei care făceau astfel de misiuni. Evident că în momentul în care Valentin și-a exprimat dorința și Nicușor și Valentin, pentru că și Nicușor a făcut o perioadă, dar Valentin și-a exprimat dorința de a face arte marțiale, evident că în acel moment eram situat ca în expertiză de departe cel mai bun, eram în Ministerul de Interne și atunci am fost eu solicitat. Astfel că am început să fac cu el... Era bun? Era nu bun, nu bun, extraordinar de bun. Tot ceea ce... Extraordinar era de bun. Era disciplinat? Mai mult decât disciplinat, pentru că era disciplinat el în viață. El este domnul Valentin Ceaușescu este o persoană foarte disciplinată. Ăsta e și motivul pentru care disciplinată, serioasă, dornică să facă lucruri speciale, lucruri bune, pentru că... Vezi, alt mit. Da, iată, nu? Vezi? Alt mit. Că are altă impresie publică creată în, în ceea ce privește. Pentru că știți... Băiatul de oraș al României acelor vremuri, nu? Da, bine, e diferit de domnul, de Nicu Ceaușescu se vorbește mai mult și mai de Valentin. Chiar tot spun că este o persoană extraordinară. Și că e absolut diferit. Și în numele lui s-au spus povești. Noi spunem povești despre fiecare, povești, așa că nu asta e problema. Important este cine povestește și, și ascultătorii. Normal, perspectiva din care povestește. Povestim și despre Steaua? Povestim? Povestim, de Steaua s-a vorbit mult de tot și se vorbește, adică s-a vorbit foarte mult, se vorbește din ce în ce mai puțin, probabil că s-a vorbit și mai puțin. Știi ce curiozitate am eu, dacă îmi permiți, apropo de Steaua, lucruri care se pot regăsi ca model și în ziua de astăzi. Spuneai că ai făcut pregătirea fizică și psihică, o luăm așa, da, simplist. Psihofizică. Psihofizică, da. Whatever. Cum procedai efectiv? Pregătirea psihică mă interesează. Psihologia sportivă, că practic făceai o formă de psihologie sportivă. Cum se derula așa? Lucrul este, acum, nu că ar fi complicat, dar e dificil de a discuta tehnic, vorbind ce se întâmpla. Pot spune însă altceva. Pot spune că este pentru prima dată la fel, a fost o premieră când a fost solicitat altcineva din alt sport să facă pregătirea psihofizică și mai ales din zona asta a misiunilor speciale, a oamenilor care n-au voie să greșească absolut deloc.
Deci e prima dată în istorie, după noi s-au luat toți cei pe care îi vedeți pe plan mondial. Dar o logică, de altfel. Deci imaginați-vă că toți cei care sunt la ora actuală pe plan internațional sunt după noi, n-au fost înainte. Uite, asta n-am știut, vezi? Este... Am creat un precedent. Da. Da. Pregătirea fizică până atunci se făcea la nivel nu numai de fotbal, în toate sporturile, și în rugby și în tot, se făceau de către antrenorul secund. Antrenorul secund din echipă, sau unul dintre antrenorii secund, presupunând că aveau 3-4 antrenori secunzi, făcea pregătirea fizică. Și cea psihologic? Psihologic făcea totdeauna antrenorul principal. El Dar nu exista un psiholog. Nu. Este apărut ulterior. Tot după noi, tot de la noi este preparatorul fizic care este separat. Tot de la noi este... Vorbesc serios, deci românii au creat acest precedent cu proiectul Steaua, serios? Primul, eu sunt primul care am făcut treaba asta. Ce? Deci tu ești... Deschizător de pârtie. Da, deschizător de pârtie. Da, astea sunt chestiile inedite și chiar importante. Oricum, fotbalul a fost prima dumneavoastră dragoste. Nu neapărat, făceam de toate, făceam și fotbal și puteam face orice sport și chiar făceam sportul când eram mici, pentru că vremea noastră... În vremea dumneavoastră chiar copiii chiar asta făceau. Făceau sport majoritatea, așa este. Și aveau și baze sportive ca să... Exact. Asta este unul dintre lucrurile care nu mai există, care nu se mai fac. Copiii de astăzi, din nefericire, s-au îndepărtat foarte, foarte mult de sport. Având o generație de părinți care au fost scutiți mare parte dintre ei de sport și atunci evident că educația este aia, e complicat cu sportul, deși și felicitări pentru ceea ce ai făcut în sport și eforturile noi pe care noi de 10 ani tot trimitem copiii la sport. Știu, îi tot trimiteți. Pe asta spun felicitări. Am reușit. Că încă sunt oameni și dacă n-ați fi voi sau dacă n-am fi noi, mă rog, câțiva, care ne zbatem pentru copii, care chiar ne gândim la copii, care chiar vrem ca acești copii să facă sport, ar fi mult mai grav. Eu dacă am reușit ceva în 10 ani... Tu faci asta, tu faci ridicat, atâtea proiecte frumoase. Da, copilul sportiv să fie și el cunoscut și respectat. Și dacă ceva pot să zic că am creat și eu la rândul meu un precedent, am atras atenția mass media asupra copilului sportiv. Este și așa, Dana? Că, da, și că înainte nu se ocupa nimeni de copilul sportiv, nu era invitat. Iată, acum are o emisiune, cel puțin la această televiziune, dedicată, că de obicei pe acest fotoliu stau copiii sportivi. Marea majoritatea timpului, să știi. Și să mai spunem așa că prin mâinile domnului Marinescu au trecut vreo 35.000 de tineri până acum. Da, mult peste 35.000, 35 cel puțin. Dar nu numai tineri în vârstă, deci nu... Iubitori ai sportului, iubitori ai mișcării. De fapt, aici e o altă poveste pe care o înțelegem mai puțin, pentru că nu s-au stabilit precis noțiunile de sport, sportiv, amator, profesionist, nu contează, copil. Contează că au... Dar, în general, mișcarea de care vorbim, care ar trebui să numească în principiu educație fizică și sport și nu numai sport, pentru că este o educație, iar sportul... Când vorbești de sport, să vorbești de toate poveștile astea ale sportului, de toate zonele în care îl găsim sportul, nuanțându-l clar de tot, ceea ce înseamnă sportul acela pe care îl fac de masă cu copilul, sportul de agrement, și așa departe, toate ajungând la sportul de înaltă performanță pe care toți îl agrează, îl dorește, îl plătim, vrem să facem numai treaba aia, dar ăla e un sport de seară, e un sport de altceva. Să ne povestești de marele privilegiu pe care îl au câțiva copii astăzi de a le fi antrenor. Așa este. E un mare privilegiu. Au rămas, chiar mă bucur că... Știu că e proiectul tău de suflet acum. Da, pentru că ani de zile, mai mulți ani în urmă, am fost la școala în care am fost și eu copil. Ascultă ce poveste. De unde mergeam și de unde mergeam la... cu bilet de voie, eu am fost internat și mergeam cu bilet de voie de două ori pe săptămână, inițial, de două ori pe săptămână, era un bilet de voie permanent semnat de director, pentru că în perioada aceea nu te plimbai pe unde vroiai, prin tramvai și peste tot. Era perioada în care, sigur, blai cu uniformă, cu un număr. Da. Și număr matricol. Exact. Și am fost să văd școala, să o mai văd. Și în aceeași școală astăzi se predă, predă copiilor. Problema este că am venit în școală, am descoperit o directoare absolut fabuloasă care își dorea să facă lucruri deosebite.
M-a condus ea personal și am fost în toate unghierele astea pe unde umblasem ani de zile. Vă imaginați că a fost așa o chestiune de suflet. Să vedeți cu ochii de acum ceea da. Ce... Da. Are noroc să aibă și o sală de sport foarte frumoasă. Între timp da. Făcuseră o sală de sport extraordinară da. Și atunci am zis hai să facem arte marțiale, zona aceea chiar de dojo, chiar cu copiii să-i aduci către un dojo, să-i bagi în dojo. Și directoarea, doamna director a fost deosebită, mă rog, Violeta Dascălu, care da. E chiar știi un Dascăl. Știi că am făcut acțiunea asta în prăvătău de sport acolo, chiar cu ei, da. Da, și am selecționat câțiva copii care deja au ajuns să fie, să aibă 6 ani deja de când practică. Nu i-am băgat în competiție sportivă pentru că i-am împins foarte tare către performanță. Performanța nu înseamnă neapărat competiție sportivă, oamenii nu înțeleg. Da, performanța știu, înseamnă ta. cu totul altceva. Da. Dar trebuie și competiție la oameni, da. Relativ. Competiția sportivă, dacă copilul își dorește la un mat foarte tare, dacă se întâmplă să meargă, e ok. Dacă el merge către zona aia, îl las să meargă, dar nu-l obligi. Da, așa am început să obligăm copiii să meargă. Am da, început să facem fabrică de făcut da. Medalii. Asta e presiunea iurea, da, care da. N-are rost, n-are sens. Lasă-l să facă și l-am spus, aș fi vrut să mergi și eu la campionat. Și atunci, nicio da. Problemă. Îl poți duce dacă e pregătit, că el are un anumit nivel pe care... Pentru că tu performanța care o faci cu el este o performanță. El crește. Și la mat când își dorește. Dacă își dorește, este undeva aici, nu mai este și deja pe podium. Așa, deja merge direct da. În zona aia. Eu propun să mai facem o întâlnire și să mai te rog, povestim. Știu, eu ți-am spus că o să fie timpul insuficient. Da, de copii chiar ar trebui să stăm de vorbă mult. Mai facem. Vă mulțumesc tare mult că ați venit astăzi între prieteni. A fost o întâlnire minunată și mulțumim Beatrice Mercado pentru acest lucru și cu drag vă mai aștept. Mulțumesc mult, mult de tot. Pot să spun de acum că am 11 de ani? Da. Da? Da. Ok, ca între prieteni. Vă mulțumesc. Și va veni și pe dojo, să știi. Așa facem. Obligatoriu? Da. Trebuie venit la dojo. Vă aștept amândouă la dojo. Facem, vă mulțumesc tare mult. Mulțumim frumos. Încă. Mergem acum să aflăm mai multe despre ce se ascunde în spatele numărului de la apartament, pentru că sunt anumite energii ce ne pot influența, iar Oana și Adina Timofte, specialiste în numerologie, o să ne dea chiar acum toate secretele, sunt în direct cu noi prin Skype. Bun venit, fetelor! Direct, noi ne aranjăm aici, da. Suntem live, așa, suntem între prieteni, normal că vă aranjați ca să arătăm bine. Ce faceți, dragilor? Uite, ne pregătim pentru emisiunea de la radio și chiar că energia apartamentului tot timpul ne cere să fim punctuale, să fim, noi ne-am pus așa ca apartamentul să ne ofere în primul rând armonizare, să ne ofere oportunități financiare, să ne ofere iubire, să ne ofere o familie fericită. Există situații neprevăzute și la noi, nu trăim o viață zi, asta să o aveți clară, doar că am vrut să punctăm ce energie avem noi. De-abia aștept să ne spuneți așa, să ne dezvăluiți ce se află în spatele fiecărui număr, pentru că avem foarte multe de învățat de la voi și hai să nu mai prelungim așa suspansul, să vedem în spatele numărului 1 ce se află. Mai întâi să le spunem celor de acasă cum se calculează numărul apartamentului, da? Pentru a se putea identifica despre ce energie este vorba la fiecare parte. În cazul în care avem un apartament cu numărul 28, da? Înseamnă că face parte din energia numărul 1. 2 plus 8 egal 1. Dacă avem energia... Egal 10 egal 1, da. Am gândit mai repede. Exact, da. Am pățit-o, Dana, să știi că am pățit-o. Făceam un calcul și ziceam 5 plus 7, 3. Și ziceam cineva de lângă mine... De ce 3? Măi, nu știu, matematică. Dar, de fapt, 5 plus 7 egal 12. 12? Deci, am duc la rezultatul final. Așa. Așa că cei care, de exemplu, se includ în numerele de apartament. 703, da? 7 plus 0 plus 3, 1. 2, 28. 2 plus 1, 1. 10, da? Ce mai e, Oana? Orice, 64, 46. Și trebuie avut în considerare și acele numere karmice, da? 19 e un număr karmic, da? De luat în considerare. Această cifră vine cu o încărcătură karmică și să mai menționăm celor de acasă că de asemenea și litera care există în spatele sau care există scrisă pe ușă, 3C, 4B, 1D, nu cred că avem noi acum timp să spunem la fiecare literă ce cifră avem în spate, dar invităm pe cei care ne urmăresc
pe numere de spin și soluții ca și grup, Oana Timofte Numerolog, Adina Timofte Numerolog, deja știu prietenii noștri, să vadă acolo tabelul care este ca un ghidaj, să vadă dacă au o literă, ce înseamnă, ca și acea literă, practic, înseamnă o cifră, da? Deci, atenție, trebuie avută în considerare și litera, da? Și hai ca să nu mai vorbim prea multe, că mai mult vorbim decât să facem, cifra 1, da? Suntem atenți. Este foarte bună pentru cei care doresc progres pe carieră, dar destructivă pentru cei care caută un partener. Dacă există o domnișoară, un domnișor care dorește, de exemplu, să și are ca obiectiv un cuplu, să-și formeze un cuplu, să știți că această energie nu este deloc benefică. Dacă ești ca și obiectiv, ai progresul pe carieră, te sfătui să lași numărul 1, dar dacă ai 19, te-aș sfătui să îl schimbi. Da, Ioana, și în primul rând, cine are numărul 19 la apartament nu este întâmplător, ci mai mult a trecut și trece prin această energie în a înțelege mesajele care stau în spatele acestui număr karmic și respectiv. Nu mai călca părerea și personalitatea celuilalt, ascultă și fii atent și la nevoile celuilalt, pentru că trebuie tu, cel care stai într-un apartament numărul 19, trebuie să-ți cultivi empatia. Pentru cei care stau în numărul energia apartamentului 1, să înțeleagă că pe partea de sănătate vor avea mai multe tendințe către a avea circulația sângelui mai nebună, ba sus, ba jos, așa că e vorba de dragoste, iubire. Și pulsul. Exact. Pentru cei care locuiesc într-un apartament... Permite-ne, Adina, să facă o pauză, cei care ne urmăresc. Și un EKG, nu? Exact. Cei care ne urmăresc și doresc să-și schimbe numărul apartamentului, să știți că nu trebuie să-și vândă casa. Există un procedeu foarte simplu. Noi putem calcula în funcție de ceea ce doresc ei ca și obiectiv, da? Și există o serie numerică calculată care se va scrie ulterior în aceeași casă, într-un loc indicat de noi. Da? Deci totul are remediu, cum s-ar zice. Se înlocuiește numărul actual care nu este benefic și deasupra, fie pe toc, fie pe perete, se scrie secvența nouă, atât. Nu trebuie să vindem, nu trebuie să ne gândim că trebuie să ne mutăm, e foarte simplu. Bun, hai să vedem la 2 ce se află la 2. Pe doi se consumă multă emoție, dualitate, intră oameni foarte influenți în acest apartament care îți schimbă destinul. Dacă ești pe partea pozitivă, te aruncă către succes, dacă ești pe partea negativă, te aruncă în jos. Ce este important la acest apartament? Să înțelegi că susține dragostea adevărată, dar nu susține minciuna, nu susține înșelătoria, nu susține partea duală. Exact. Ba mai mult îți creează frustrare în momentul în care nu ești foarte mulțumit de pereche, foarte mulțumit de familie și va îndepărta familia care nu se iubește cu adevărat. Superficial, adică noi în societate suntem oameni care părem așa foarte fericiți, dar de fapt când suntem în casă, noi suntem precum câinele și pisica. Da? Acest număr practic nu va susține un cuplu care nu rezonează din punct de vedere emoțional și sentimental. Pe partea financiară vom avea dualitate. Astăzi am foarte multe, mâine am foarte puțin. Așadar, mai ales dacă ai și pe cifra banilor într-o analiză personalizată, doi la apartament, doi la bani, mai bine începi să îți schimbi viziunea în ceea ce privește educația ta financiară. Uh-huh. Pentru sănătate, aici se vorbește foarte mult noaptea și vei avea probleme cu stomacul pentru că mănânci târziu. Și ceea ce gândești de multe ori îți este greu să exprimi și pe partea de hemoroizi. Bun, hai și cu 3 să vedem, să apucăm să vorbim despre toate numerele. 3, 21, 12, tot ce înseamnă să aduci și să ajungi la un rezultat cu cifra 3. Bun, am înțeles de la Dana că trebuie să ne grăbim, așa că o să punctăm lucrurile principale. 3. Ai grijă pe cine primești în casă. Dacă ești o persoană creativă, îți place muzica, îți place arta, continuă și rămâi aici. În cazul în care ești foarte pragmatică, elimină acest număr pentru că practic îți activează și ai o activitate mentală foarte mare. Pe cine primești în casă, ai grijă pentru că îți va crea foarte multe certuri. Să trecem și la 4. Stări de anxietate aici. 4. Întâmplări ciudate, ești vecinul ciudat, se mucește foarte mult, se pică gresia și faianța din baie
și efectiv nu te lasă să evoluezi, da? Încep ceva și parcă efectiv, cu toate că vrei, cu toate că poți și cu toate că ai potențialul maxim, această casă nu îți va face decât probleme de mobilitate, da? Din toate punctele de vedere, vorbesc și pentru la propriu și la figurat, da? Așadar, dacă tu ai patru, să înțelegi că aici este nevoie de a-ți deschide foarte mult orizonturile și să ai o viziune foarte mare, asta în cazul în care nu vrei să îți schimbi energia apartamentului. 5. Pentru energia 5, dacă sunteți un cuplu căsătorit sau aici ajungem până iar la carbă. 14, toate numerele care 14, dau 41, da? 23, 32, nu? Dar special atenție la cei cu 14, pentru că pe lângă faptul că 5-ul vine cu o energie dezechilibrantă și care te dezorganizează total, vine și 14 cu o karmă și vine de două ori să înveți ceva și să te aduni un pic. 5-ul vine cu infidelitate, îți creează lipsă de oportunități prin foarte multe oportunități, de fapt, care îți vin. Îți creează casa hotel și casa în care se întâmplă foarte multe, dar te alegi cu puțin. Și revenim din nou la persoanele care doresc un cuplu, această casă cu număr 5 sau în special 14 și nu numai, da? 23, 32, 41, așa cum ai spus și tu, Dana, și mai 50, devreme. Și 50, nu? E și 50 aici? Corect, da. 50 înseamnă că îți dublează cel 5-ul. E mai grav acolo. O, Doamne! Deci, da. Nu găsim stabilitate și vine cu impulsivitate, cu infidelitate, cu haos, cu acel haos. Și dacă există un cuplu, de exemplu, care trăiește în această casă, unul din cuplu se va simți menajera celuilalt. Bun, la 6. Din toate punctele de vedere, da? Efectiv, acolo ești tratat ca... efectiv, cum te găsești acel apartament, așa vei continua. Și poate fi și pierderi financiare într-un apartament cu 5. La 6... este un număr foarte benefic dacă ești căsătorit, dacă ai copii și, într-adevăr, există acea energie de cămin între voi toți, 2, 3, 4, 5, 6, cât sunteți, da? În cazul în care nu există această energie și această comuniune și acel sentiment de cămin împărtășit, practic, apartamentul și energia 6 îți vine înapoi, destructivă. 6 se întâmplă de fapt la 6, se strică țevile de apă, avem inundații, efectiv elementul apă te atenționează și automat vine și cu dezechilibru pe cuplu, pentru că dacă eu sunt cu cineva, mă prefac că e ok, da? Spunem că e ok, se vine înapoi energia apartamentului și va, în loc să provoace armonie și calmitate, va provoca certuri și discuții non-stop despre divorț, despre singurătate, despre, știi, exact contradictoriu. Mm-hmm. Să sperăm că la 7 e mai bine. Nu e mai bine, nu e mai bine deloc, Dana, să știi și de ce apartamentele cu unu. Da, exact. Să începem cu lucrurile pozitive, pentru că eu vreau să spună că noi spunem doar de negativ. Ești student? Ești un tip care sau o persoană care lucrează în știință și care vrei să devorezi cărțile și informațiile, rămâi în 7. Dar dacă ești o persoană singură, un bărbat, o femeie și îți cauți un partener, trebuie să schimbi această energie, pentru că efectiv îți creează izolare, distanțare în momentul în care și viziune pesimistă și îți creezi propriile obstacole. Ce înseamnă asta? De exemplu, dacă ești o familie sudată, să zic, te-ai mutat în acest apartament, se va ajunge să, ca soțul să doarmă în dormitor și soția în alt dormitor. Efectiv, se instalează distanțare, pentru că aici este energia unui om singurat care dorește să-și acumuleze acea înțelepciune, da, și informații pentru a le dărui. Bun. Dar, haideți să la 8 e cu bani? Zim că e cu bani la 8. La 8 e super puternic, dar hai să înțelegi, la 8 este cu bani pentru cei care știu ce înseamnă banii, la adevărat rezonează cu energia banilor și sunt echilibrați și chiar astăzi vorbeam cu cineva, băi, nu sunt ok din punct de vedere financiar, ok, am rugăminte la tine, de asta înainte spune fraza asta. Peste două secunde a spus exact negativul și am spus, te vezi ce înseamnă? E vorba de setare și de cum privești banii. Iar să știi că, din păcate, la un apartament cu număr 8 vine destul de des poliția.
Dacă ai un sac, Carmo. Corect, porta de plată. Dacă ești foarte optimistă despre bani, dacă ești puternic din toate punctele de vedere, 8-ul este pentru tine pentru că îți va da mai multă putere. Dar dacă ești un om care stă cu capul în jos și spune, băi, dar bani, nu știu ce să fac, efectiv te plângi. Și o ilegalitate de aia că vine și mă ia DNA-ul pentru 10 ani că am furat o găină pe românește, imaginează. Atunci am speranțe că la 9 este ceva câștigător. La 9 este despre artă. Ești un pictor, stai acolo. Ești Bacovia, stai acolo. Dar dacă vrei progres pe carieră, dacă vrei ca obiectivele tale să se concretizeze mai repede, 9 să știi că ți-aduce întârziere în a-ți materializa obiectivele. Ca să știi, este energia tunelului, Dana, energia tunelului ce înseamnă, intri, dar nu știi când ieși, da? Ești doar în momentul în care tu ești pregătit spiritual să ieși și să vezi lumina. Energia tunelului ce face? Te predispune să te încarci cu emoțiile negative și cu experiențele negative, să nu uiți omul care ți-a greșit, să nu uiți experiența care la un moment dat te-a făcut să schimbi destinul și consideri că te-a redirecționat într-o parte negativă. Noul practic vine cu... Te aruncă foarte mult în străinătate nouă, cu copii cu care vorbești în străinătate, cu oameni care vin în acel apartament și te urechezi pentru că uite ce mi-ai făcut atunci. Mm-hmm. Sau scoți ochii soțului, soției că uite ce mi-ai făcut acum 5 ani. Mm-hmm. Este vorba despre trecut și despre iertare foarte mult, mm-hmm, și nu în ultimul rând despre vindecare. Un apartament nou îți te predispune către lene. Atunci începi, vrei, discuți și doar la nivel teoretic. Ai vorbit acel plan de acum 9 ani. Să vedem când o să-l punem în acțiune. Am înțeles. Fetelor, vă mulțumesc tare mult. Uite că am apucat să vorbim despre toate numerele în parte. Vă sărut, vă îmbrățișez. Mă bucur că ne-ați oferit aceste sfaturi și de-abia aștept să ne revedem și data viitoare, să vedem despre ce mai vorbim. Vorbim despre orice vreți. Voi vă îmbrățișăm și weekend plăcut minunat tuturor și nu uitați, fiți mai buni și mai blânzi cu voi, în primul rând. Așa o să facem. Vă mulțumesc tare mult, fetelor. Și tot pe la Iași rămânem, pentru că Oana și Adina au intrat în direct cu noi din Iași. Schimbăm casa. Mergem la Cristina Maria Cojocariu, autor și coach, și vorbim despre cum ne influențează familia în care ne-am născut din perspectiva încrederii în sine. Știți că se spune că familia în care te naști nu ți-o alegi. E, uite, dezbatem acest subiect împreună cu Cristina. Bun venit, draga mea! Bine v-am găsit, Dana, și mulțumesc pentru invitație și să povestim dintr-o casă cu numărul 4, apropo. Ai fost atentă la ce au spus Oana și Adina, ai văzut, trebuie să muncești mult acolo în apartament, nu? Cam muncești tu. Așa e. Ai văzut? Exact, așa este. Da, da. Ia să vedem, Cristina. Bine te-am găsit. Apropo de subiectul cu familia și cu încrederea în noi, este un subiect foarte vast. Bineînțeles, știți cum fac eu, că găsesc tot timpul chestii faine să vă povestesc și de bea aștept. Și am zis că o să împărțim cumva subiectul de astăzi în două, respectiv acele părți oarecum văzute, deci familia imediată, dar mă refer la părinți și bunicii, dacă am fost crescuți de bunici. Și după aceea, într-o altă ediție, poate dezbatem și partea un pic nevăzută, respectiv linia de neam. Da? Pentru că este tot familie și ne influențează în continuare, doar că nu vedem toate acele aspecte. Așa este, nu suntem conștienți, de aceea trebuie să fim foarte atenți la moșteniri și să-i facem pe părinți și pe bunici să ne vorbească, desigur, despre strămoșii noștri, dar despre asta, bineînțeles, în altă ediție. Hai să vedem, apropo de cei mai apropiați și de felul în care ne cresc ei și de convingerile pe care ni le transmit. Exact, ai punctat extraordinar de bine. Ca să fac o scurtă introducere, e foarte important, indiferent de familia în care am crescut, este foarte important să ne amintim că indiferent că lucrurile au fost bune, au fost mai puțin bune, nu este vina nimănui. Este în schimb responsabilitatea noastră să facem noi tot ce putem mai bine și să creștem și să dezvoltăm lucrurile și pe noi. Bun, ce la fel e foarte important este faptul că nu prea putem să vindecăm ce nu conștientizăm. Și de asta este important, cum ai spus, și să punem întrebările, să vedem, ok, cu ce convingere am venit, ce s-a întâmplat pe linia noastră de neam, da? Și un alt lucru pe care e important să-l înțelegem, faptul că relația cu părinții ne afectează toate tipurile de relații în viața aceasta.
Respectiv, noi în primul rând ne raportăm la exterior pornind de la modul în care se raportează părinții noștri. De ce? Pentru că energetic ei ne-au imprimat ceva la momentul conceperii, da? Și după aceea când am fost crescuți, am fost educați într-un anumit fel. Iar mediul este foarte, foarte important. Acele convingeri, acele lucruri pe care noi le-am auzit, le ducem mai departe de multe ori fără să fim conștienți. Iar încrederea în noi înșine depinde foarte mult de modul în care părinții s-au raportat la noi, sau bunicii, să zic, dacă am crescut cu bunicii. Atunci se imprimă și traumele de abandon, dacă e cazul, și traumele de respingere. Dar înainte să ne supărăm că uite ce s-a întâmplat acolo și uite că ar fi putut să-mi spună ce minunat sunt și în schimb au fost critici cu mine și m-au împins de la e foarte important să ne gândim că părinții fac tot ceea ce pot ei face mai bun în fiecare moment. Și dacă cumva au fost critici, au pus accentul, să spun, pe ce am putea să îmbunătățim sau pe ce nu facem bine, că de obicei se cam întâmplă asta, și pe ce facem bine, da, încrederea în noi înșine este știrbită acolo. Dar ei au pornit dintr-o intenție bună de a ne face să vrem să fim mai buni. Inclusiv în acele familii în care lucrurile, să spun, sunt foarte traumatizante pentru copii, și mă refer acum la acele cazuri de abuz și toate cele, da? Și acolo părintele face ceea ce știe el mai bine. Ăla este, în momentul ăla, modul lui cel mai bun de a gestiona lucrurile. Atât poate. Și de ce e important să reparăm relația cu părinții înainte de toate celelalte relații? Pentru că, în practic, e important să ne amintim că noi suntem jumătate mama, jumătate tata. Dacă eu resping părinții mei, da? Îi resping, să zic, pe unul, pe altul, pe amândoi, nici nu contează. În practică, eu resping bucăți din mine. Și n-am cum să fiu în pace cu mine, implicit n-am cum să fiu în pace cu ceilalți, din motivul acesta, pentru că eu resping bucăți din mine. La fel, este foarte important să ne amintim faptul că nu este întâmplător. Familia pe care am ales-o n-a fost aleasă întâmplător. Da? Eu tot timpul spun că noi, în practică, venim cu două trolere la noi. Da? Una este karma noastră, personală, și una este oarecum zona de tipare din linia de neam. De ce? Pentru că sufletul nostru alege întâmplător zona aceasta, familia aceasta, ca să poată să crească și să-și învețe lecțiile. Da? Noi avem niște lucruri în comun cu familia noastră, că ne place sau nu, n-am venit întâmplător și ceva oglindim din linia lor în care am intrat să vindecăm. Și de aici e foarte important să începem cu responsabilitate și să lucrăm noi cu noi. Pentru că asta putem să facem în primul rând. Fie că facem mai întâi partea de conștientizare. Observ, da? Asta este un exercițiu. Mă uit și văd ce nu-mi place la părinții mei. Și pun frumușel pe hârtie, pornind de la premisa că au făcut ce au putut mai bine, da? Nu învinovățind, nu stârnind furtuni unde nu este cazul. Bun. Și după care, dacă o să fim sinceri cu noi și ne uităm atent, vom vedea că și noi avem acel tipare. De fapt, noi când le respingem la ei, le respingem la noi. Da, și e mai simplu. Și mai trebuie să amintim și de felul în care noi ne raportăm mai apoi la anumite evenimente din viața noastră și cumva auzim în mintea noastră vocea părinților noștri și implicit raportarea lor la acel eveniment, pentru că noi preluăm toate aceste lucruri. Exact. Și mai ales conectarea cu mama contează foarte mult, pentru că, în primul rând, copilul, de la momentul conceperii până undeva pe la 6 luni, se raportează la tot exteriorul prin prisma trăirilor mamei. Dacă mamei nu-i place ceva, nu o să-i placă nici copilului. Dacă mama nu place pe cineva, o persoană, da? Și copilul va avea tendința să folosească același sistem de raportare, pentru că el nu are propriul lui sistem de orientare și atunci, evident, sistemul mamei devine și sistemul lui. La fel, dacă mama e anxioasă, dacă mama e panicată, da, depresivă și mai știu eu, îi transmite toate aceste lucruri și copilului. Categoric. Și de asta este foarte important în timpul sarcinii,
copilul să primească energie liniștitoare și de încredere. Da? Un lucru apropo de mămici, da? Am în perioada asta am destul de multe prietene care sunt însărcinate. Și asta povesteam, cât de important este să vorbești cu bebelică, așa le spun la bebelicii din burtică, așa, să vorbești cu bebelică și să îi spui că este iubit, că este dorit, că este binevenit aici și că dacă eu, mama, simt o anxietate, o frică, nu este despre el, este despre mine. De ce? Pentru că până undeva spre 7 ani, aproximativ, da? Copiii nu au capacitatea de a percepe lucrurile, să zic, duale, da? Dacă mama nu este prezentă, tatăl nu este prezent, da? Copilul va percepe că e ceva în neregulă cu el, nu cu părintele. Pentru că părintele este perfect din perspectiva lui. Și atunci se imprimă acel lucru cu, dacă eu aș fi ok, părinții mei ar fi aici sau părinții mei mi-ar oferi ceea ce am eu nevoie. Și lucrul ăsta este destul de distorsionat și asta vreau să spun pentru cei care, ok, fiecare suntem copiii cuiva și eu mai lucrez cu mame, da, cu mămici, care știu cât se străduiesc să nu imprime traume copiilor lor. Realitatea este că nu avem cum să nu imprimăm traume copiilor noștri. De ce? Pentru că oricât de bine aș face eu lucrurile, în practică trauma este ceva care se imprimă subiectiv. Și aici cel mai bun exemplu pentru noi a fost o chestie pe care am citit-o la un moment dat și s-a părut foarte relevantă. O femeie care se sabota, avea 30 și ceva de ani, se sabota când primea îi se oferea un lucru foarte bun, ori nu se ducea la interviu, ori fugea de promovare și ea era foarte capabilă, fugea de relații. Mergând și lucrând pe tema aceasta, a descoperit că în spate era convingere că nu merită. Deci nu merita, în momentul zero în care se crease trauma, era o masă de prânz, toată cu mama ei și sora mai mică, și în care, evident, regula pe care probabil o pun mulți părinți, dacă nu mănânci masa, nu primești desert. Ei, la momentul respectiv, acum a mâncat toată mâncarea. Și nu a primit-o a cădea. Sora ei a primit. Și atunci s-a imprimat convingerea că ea nu merită și sora ei merită. Deci asta e o chestie care e greu să o eviți. Nu-ți pui problema ca părinte că asta rămâne imprimat acolo. De asta insist foarte mult pentru părinți să-și amintească în fiecare moment, ok, fac tot ce pot eu mai bine. Dar asta nu înseamnă că șansele sunt 100% ca să nu imprime nimic copilul meu din toate astea. Da? Fac tot ce pot eu mai bine. Asta e important pentru noi în fiecare moment. Da? Să ne amintim că până la urmă nu suntem perfecți. Nici noi nu suntem, nici părinții noștri nu sunt, nici bunicii, nici nimeni. Da? Și atâta timp acceptăm lucrul ăsta și acceptăm că pot să fac ceva, ce este mai bine din prisma mea acum, ceea ce știu acum, dar nu pot să fac nimic de perfect. Și asta cumva ia un pic presiunea și de pe părinți și de pe copii și din orice tip de relație. În momentul în care eu, ca adult, fie că sunt în raport cu părinții mei, fie că sunt în raport cu copiii mei, vin și spun, ok, eu sunt imperfect, dar pornește de la mine. Relațiile le construiesc din interiorul meu și după aceea merg spre exterior. Eu sunt imperfect și accept faptul că și tu ești la fel, dar asta nu ne face mai puțin minunați. Suntem mai ales acum cu goana aceasta după perfecțiune și toți încercăm să fim, așa cum spuneai tu, minunați și să le facem pe toate ca la linie. Ei, uite că nu ne reușește, dar punem stop acestei discuții de altfel foarte interesante ca de obicei, pentru că eu sper să ne revedem și data viitoare să continuăm această discuție cu acea linie de neam și cu strămoșii de la care avem multe de aflat. Îți mulțumim tare mult, da. Cristina, o bucurie să te revedem. Și te îmbrățișez și weekend frumos. Mulțumim weekend frumos, frumos avem și vă îmbrățișez cu drag. Zi frumoasă. Cu soare să fie. Îți mulțumim frumos, Cristina. Să fie. La ea și este. Ah, ce frumos. Și aici, și aici. Da. Mulțumim mult, Cristina. Dragilor, dăm legătura în studioul știrilor Metropola TV, acolo unde ne așteaptă Iulia Bălușă cu cele mai noi informații. Bun venit, Iulia!
Bună ziua, Dana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Într-o perioadă în care România este îngenunchiată de numărul mare de infectări, autoritățile pregătesc noi restricții. Despre ce este vorba aflați imediat în jurnal și s-a dat startul unui nou maraton de vaccinare în capitală. Va ține până luni dimineața și se desfășoară în 6 centre de vaccinare. Despre ce este vorba și cine poate merge, vă spun în câteva momente. Și a fost un incident teribil pe platourile de filmare din New Mexico. Celebrul actor Alec Baldwin a fost împușcat mortal o femeie. Vedeta ar fi făcut asta accidental, ce spun anchetatorii aflați la jurnalul Orei 15. Mulțumim tare mult, Iulia. O să fim și noi cu ochii pe știrile Metropola TV. Luăm o pauză la ora 15 din știrile Metropola TV, iar la ora 15:30 suntem din nou între prieteni și ascultăm bachata. Aflăm și o poveste minunată despre un cuplu care s-a îndrăgostit pe o plajă din Miami, dar nu vă spun mai multe. Ne revedem la 15:30.